Super! Bună ziua tuturor și bine ați revenit la discuțiile noastre despre finanțări, proiecte pe fonduri europene și tot ce înseamnă uh, identificarea de surse și oportunități pentru proiecte de digitalizare. Uh, văd că suntem deja 29 de participanți. Uh, mulțumesc tuturor pentru, pentru că v-ați alăturat. Mulțumesc și colegilor mele, Carmen și Cristina, pentru că uh, mă sprijină în, în această zi. Uh, Rugă mintea pentru Lydia sau colegii din tehnic, dacă pot să primești și eu drepturi de, uh, de share screen. Cred că trebuie să fiu... Oh. Oh, și a și crescut numărul de participanți între timp. Văd că uh, suntem 35 acum. Okay. Oare mă aud? Mă aud de toată lumea? Super. Bun. Până se rezolvă problema cu share-ul. Să vorbim un pic despre apelul pe care îl vom prezenta astăzi. Este, să zicem, una dintre ultimele forțări ale PNRR pe sectorul de digitalizare, ce vizează poate una dintre cele mai puțin considerate sectoare ale quadruplului Helix despre care Uniunea Europeană tot vorbește. Am văzut finanțări pentru instituțiile publice, am văzut finanțări pentru mediul privat, am văzut finanțări pentru sectorul de cercetare și, desigur, că sectorul neguvernamental trebuia să fie și el, și el vizat pentru că nu putem să uh, 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 realizăm, să zicem, această digitalizare și această, de fapt, transformare a societății doar pe trei sferturi. Nu? Trebuie să includem toate, toți actorii care participă la acest proces și, desigur, că ne dorim cu toți. Agilă, care ce vizează, poate una dintre cele mai. Bună ziua! Bună ziua! Suntem live um, și o să vă cer permisiunea să și în re... și o să vă cer de, de, de venit la super. Bună ziua tuturor și bine ați revenit la discuțiile noastre despre finanțări, proiecte pe fonduri europene și tot ce înseamnă uh, identificarea de surse și oportunități pentru proiecte de digitalizare. Uh, văd că suntem deja 29 de participanți. Uh, mulțumesc tuturor pentru, pentru că v-ați alăturat. Mulțumesc și colegilor mele, Carmen și Cristina, pentru că uh, mă sprijină în, în această zi. Uh, Rugă mintea pentru Lydia sau colegii din tehnic, dacă pot să primești și eu drepturi de, uh, de share screen. Cred că trebuie să fiu... Oh. Oh, și a și crescut numărul de participanți între timp. Văd că uh, suntem 35 acum. Okay. Oare mă aud? Mă aud de toată lumea? Super! Bun. Până se rezolvă problema cu share să vorbim un pic despre apelul pe care îl vom prezenta astăzi. Este, să zicem, una dintre ultimele forțări ale PNRR pe sectorul de digitalizare, ce vizează poate una dintre cele mai puțin considerate sectoare ale quadruplului Helix despre care Uniunea Europeană tot vorbește. Am văzut finanțări pentru instituțiile publice, am văzut finanțări pentru mediul privat, am văzut finanțări pentru sectorul de cercetare și, desigur, că sectorul neguvernamental trebuia să fie și el, și el vizat pentru că nu putem să uh, uh, realizăm, să zicem, această digitalizare și această, de fapt, transformare a societății doar pe trei sferturi. Nu? Trebuie să includem toate, toți actorii care participă la acest proces și, desigur, că ne dorim cu toții ca societatea civilă să fie una Uh, mult mai puternică, mult mai uh, uh, agilă, uh, care să coordoneze mult mai mulți uh, voluntari și să își uh, îndeplinească scopurile într-o manieră cât mai, uh, cât mai eficientă. Uh, bun, și uh, să zicem că uh, o să vorbim astăzi despre, despre un apel uh, așa cum îl prezentam important, dar care, desigur, că fiind pe această, acest calendar, nu este foarte generos cu timpul de, de aplicare. Deadline-ul este unul destul de strâns, dar nu vă faceți probleme pentru că avem, să zicem, o soluție. Decentă și absolut elegantă și pentru, pentru acest aspect. Poate că nu vom rezolva, desigur, dezideratul de a împinge un pic deadline-ul mai, mai în față, dar vă putem sprijini în alte modalități și Cristina o să, să explice un pic mai, mai târziu cu ce avantaje vine, să zicem consorțiul nostru, da, proiectul nostru Digital Innovation Zone, pentru uh, aceste persoane sau aceste ONG-uri care sunt interesate de uh, participarea la, la PEL. Uh, o să fac eu o scurtă introducere. Uh, pentru apoi a o invita pe Carmen să prezinte, să zicem, cărnița de pe, de pe acest apel, ce este cel mai important, eligibilitatea cheltuielilor, eligibilitatea uh, aplicanților și cum facem să avem o aplicație completă la timp. Uh, cum spuneam un pic mai devreme, uh, acest apel este dedicat uh, organizațiilor neguvernamentale și uh, își propune să atingă trei scopuri principale. O dată, furnizarea de servicii digitale de către ONG-urile în care probabil mulți dintre noi activăm, fie ca voluntari, fie ca angajați. Formare profesională pentru lucrătorii și voluntarii din cadrul organizațiilor. Este foarte important pentru că acesta este printre o serie scurtă și restrânsă de apeluri care include și voluntari în, în, grupul țintă. Nu găsim asta, să zicem, în, în, multe apeluri și nu numai că include și voluntari, dar o să vă povestească Carmen și cu o sumă destul de generoasă, aș spune eu, pentru, pentru nivelul unor cursuri care nu sunt foarte avansate. Și, desigur, accesibilizarea serviciilor digitale, cum spuneam un pic mai devreme, pentru persoane cu dizabilități. Știm foarte bine că multe dintre uh, organizațiile non-guvernamentale au această vocație de a servi persoanele uh, cu anumite dizabilități sau cu anumite cerințe speciale și, uh, desigur, că ele ar trebui poate să fie uh, chiar primii beneficiari ai. Uh, oricăror inovații tehnologice care le permite să ia parte la viața socioprofesională sau economică alături de, de ceilalți membri ai societății. Mai jos am trecut așa o țintă, că prin, prin acest apel autoritatea de management de la nivelul MIPE își propune să financeze undeva între 180 și 200 de organizații neguvernamentale tale. Așadar, competiția o să fie, o să există o competiție și destul de acerbă, știm că sunt peste uh, câteva zeci de mii de organizații neguvernamentale, la organizații neguvernamentale, desigur că Includem și asociații, federații, fundații, persoane juridice străine fără, fără, scop lucrativ. Este foarte interesant și o să vă povestească Carmen că în acest apel sunt incluse și ONG-urile cu scop lucrativ și ele chiar fac obiectul Consorțiului Digital Innovation Zone și sunt targetați ca beneficiari. Contextul în care a apărut acest apel, desigur că este generat de evaluarea DESI. DESI este Digital Economy Society Index, indexul economiei digitale la nivelul Uniunii Europene, unde, surpriză, surpriză, din nou ne clasăm pe ultimul loc. În față avem clasamentul pentru 2021 și vedem cele patru axe principale ale acestei evaluări. Desigur că ea prezintă mai multe criterii împărțite în aceste patru categorii: capital uman, acele traininguri de care vorbeam un pic mai devreme, conectivitatea, respectiv infrastructura fizică, uh, și o să vă folosească Carmen. Sunt uh, sunt uh, uh, fonduri alocate efectiv pentru asigurarea conectivității la uh, sediul fiecărui ONG, integrarea tehnologiilor digitale. Uh, o sunt câteva uh, tehnologii care sunt uh, încurajate și exemplificate în cadrul ghidului. Uh, Cristina o să vină cu niște uh, exemple foarte utile și din, din, prin intermediul catalogului nostru de uh, furnizori de tehnologie și, desigur, că ultimul, uh, ultimul pilon nu se aplică acestui uh, apel pentru că vizează serviciile publice digitale. Și uh, am uh, spicuit eu un pic din ghid în partea dreaptă. Vedem că valoarea fondurilor pe care poate să le atragă fiecare organizație depinde foarte mult de uh, câte criterii de își propune desigur, criteriile desi din cele vizate de acest apel, pentru că nu, le, nu are cum să le vizeze pe toate, câte uh, criterii si din uh, cele 12, parcă erau uh, vizate de acest apel, uh, își propune fiecare organizație neguvernamentale să îndeplinească prin acest proiect și cu cât uh, numărul uh, de criterii crește, cu atât crește și alocarea bugetară. Uh, aici este un balans destul de interesant și fiind de făcut, pentru că uh, desigur, cu cât îndeplin mai multe criterii, cu atât uh, avem nevoie de mai multe tehnologii, nu? Și asta vine cu costuri asociate, însă o să putem discuta dacă vreți apoi. Sunt câteva. Trips, tricks and tricks pe care le puteți face din pentru a poate mai multe criterii cu o singură tehnologie și mă refer acum un exemplu absolut random, poate o să vă mai dea și Carmen Unele, dacă luăm de exemplu o soluție de e-factura care funcționează în cloud. Avem deja două criterii, da, odată cel de integrarea unei tehnologii avansate să-i spunem și a doua cea de utilizare a tehnologiilor cloud. Indiferent de care este nivelul de finanțare pe care îl țintim și respectiv nivelul de îndeplinirea a criteriilor desi pe care le, le țintim, este foarte important să reținem că trebuie să avem 5% cofinanțare. Este o cofinanțare absolut rezonabilă, aș spune eu. Uh, este mai mică, să zicem, decât standardul, chiar și decât standardul de 10% pe care îl are, spre exemplu, o instituție publică. Și cred că 5% din 25.000 de euro este ceva absolut gestionabil de către, de către orice ONG și permite, să zicem, această investiție care, în, în schimb, va genera mult mai multă activitate exponențială. Și acum aș vrea să o să invit pe Carmen să ne povestească un pic despre acestea, sunt cele 12 criterii de care, de care vă spuneam puțin mai devreme, utilizarea uh, internetului, utilizarea software-urilor ERP, uh, văzările online, respectiv uh, uh, inclusiv pentru organizațiile cu, cu activitate economică, utilizarea IoT, Internet of Things, Utilizarea rețelelor sociale, CRM-ul, asta este foarte important mai ales pentru ONG-urile care au foarte mulți voluntari, aș spune eu, este un tool foarte interesant și, și util, de serviciile cloud Tehnologiile de inteligență artificială, vânzării electronic mai mult de 1% din, din totalul vânzărilor și mai multe de două rețele sociale. Vedem că se, se repetă. Sunt criterii diferite pentru că, desigur, diferă, diferă indicatorul cantitativ. Bun. Carmen, îți predau ștafeta să ne povestești cum facem să devenim eligibile în, în acest apel. Mulțumesc, Denisa. Bună ziua tuturor! Așadar, continuăm prezentarea foarte pe scurt a ghidului destinat digitalizării sectorului NG, cu câteva detalii legate de solicitanții eligibile. Evident, sunt organizațiile neguvernamentale și aici vorbim despre organizații neguvernamentale atât cu activitate economică cât și fără activitate economică. După cum și a menționat Denisa și ulterior va prezenta Cristina, sunt foarte interesante pentru noi organizațiile cu activitate economică din regiunea de nord-est, având în vedere că putem oferi un pachet integrat în zona aceasta a digitalizării. Dar revenind la condițiile de eligibilitate din ghidul PNRR, așadar ONG-urile trebuie să fie înființate până la maxim 31 a 12 a 2022, deci trebuie să avem două, 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 două exerciții financiare încheiate. Nu desfășoară activități într-o serie de domenii incompatibile menționate în ghid, nu, nu insistăm aici, se vorba despre activități din zona jocurilor de noroc, activități uh, 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 cu caracter obscen. Uh, de asemenea, evident, solicitantul eligibil trebuie să fie cel care este conform de punct de vedere tehnic și administrativ, de deci își depune toate documentele solicitate prin ghid. Respectă regulă de minimis, și aici este, această precizare este importantă pentru uh, organizațiile guvernamentale cu activitate economică, pentru că uh, finanțarea cade sub incidența regulilor ajutorului de minimis. Uh, Regula ajutorului de minimis reprezentând că, uh, constând în faptul că o organizație poate accesa acest ajutor uh, timp de trei ani uh, consecutiv, cu o sumă maximă de 300.000 de euro. Deci trebuie să fim atenți la uh, acest plafon. Și evident, solicitanțe trebuie să aibă capacitate financiară, tehnică, administrativă juridică, sunt aspecte care se punctează în grila de evaluare. Dacă putem trece la partea de cheltuieli eligibile, care, evident, sunt foarte corelate cu activitățile eligibile pe care le poate desfășura, pe care le, 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 le propune un ONG. Um, și începem, evident, cu primele cheltuieli legate de consultanța pentru do întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării, deci în vederea depunerii proiectului, inclusiv partea de um, uh, analiză tehnică. Aici este vorba despre un procent maxim de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile. Uh, ce, se pot propune, ce se poate propune prin buget? Achiziționarea unui website sau achiziția, închirerea unui nou domeniu pentru ONG. Pe partea de infrastructură digitală se poate realiza infrastructura de conectivitate, de care povestea înainte de NISA. Achiziția de hardware, aici vorbim laptopuri, echipamente PC, imprimante multifuncționale, aici avem o limitare la aproximativ 1 pe 3 din buget și este o cheltuială obligatorie, atenție aceasta, cu hardware-ul. De asemenea, dezvoltarea de aplicații software pentru managementul financiar, pentru managementul resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul donatorilor unui ONG. Trecem la partea de training. Training și formarea personalului și voluntarilor în competențe digitale. La fel este o cheltuială obligatorie cu un plafon maxim de 1500 de lei pe, perso de, pe persoană. Soluții de management a clienților, aici ne referim la, evident, grupurile țintă ale ONG-urilor și training pe utilizarea acestor soluții. Zona de licențe, licențe pentru, um, pentru sistemele de operare ale computerilor, um, pachetele office, um, partea de RP, comerț electronic de e-commerce, deci aplicații pentru e-commerce, uh, inclusiv partea de implementare de softuri care utilizează tehnologii avansate. Robotic Process Automation, AI-ul, IoT-ul, blockchain-ul, um, uh, retrodigitalizarea arhivelor, uh, pentru că, evident, ONG-urile, la, la fel ca și alte organizații, au uh, arhive care pot fi uh, digitalizate. Implementarea de soluții de cyber security, um, aplicații, de exemplu, pentru uh, managementul organizațiilor care lucrează cu persoane cu dizabilități, accesarea de servicii de cloud computing în toate formele lor. obligatoriu este realizarea la finalul proiectului și o să vedeți un alt aspect pe care le menționez imediat, a unui audit IT cu privire la îndeplinirea criteriilor de SI pe care și le asumă aplicantul și aceasta este o cheltuială obligatorie de maxim 5% din buget. Sunt de asemenea eligibile și cheltuieli legate de managementul de proiect într-o valoare de, într-un maxim, într-un plafon maxim de 10% și de asemenea, ca în orice proiect uh, cu finanțare nerambursabilă, avem nevoie și de informare și publicitate, care este o cheltuială obligatorie, dar nu este eligibilă. Um, dacă trecem la alte, să spunem așa, alte aspecte legate de um, realizarea documentației și la ce trebuie să fim atenți, Perioada de implementare este de șase luni, cu, se poate prelungi în anumite situații excepționale. Important este faptul că perioada de sustenabilitate în care trebuie să aplicați trebuie să-și mențină indicatorii pe care și i-a asumat, ne referim la, cele, acei criterii, la acele criterii DESI, este o perioadă de sustenabilitate așadar de un an. Avem un prag minim de calitate de 50 de puncte. Atenție la fundamentarea bugetului. Este nevoie de două, două oferte. La fel, dacă ne uităm pe grila de evaluare, observăm că se punctează experiența anterioară a solicitantului implementarea de proiecte după anul 2021. Și, cum menționam anterior, este nevoie de acest raport tehnic care trebuie prezentat la cererea de transfer finală, care să ateste că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea numărului de criterii desi asumate, în caz contrar nu se realizează plata. Cum menționam de la bun început, foarte important este faptul că și ONG-urile cu activitate economică sunt eligibile în cadrul apelului DIS, în cadrul apelului ONG de digitalizare PNR și de asemenea și imediat Cristina va prezenta faptul că ONG-urile cu activitate economică din regiunea de nord-est sunt eligibile și în cadrul apelului DIS, apel DIS care are un termen de aplicare data de 1 iunie 2024. Cristina, dacă continui prezentarea exactă a ceea ce am menționat. Sigur, mulțumesc frumos. Mulțumesc, Carmen. Aș vrea să menționez că vă înțeleg perfect, adică suntem și noi tot un ONG, așa cum sunteți probabil mulți dintre dumneavoastră și la fel ca dumneavoastră suntem oareși cum frustrați de faptul că avem un termen de aplicare destul de strâns pentru un apel care e așteptat de foarte, foarte mult timp, de foarte multe organizații și ne dorim de aceea să venim cu ceva soluții către dumneavoastră. Mai ales că am avem experiență ca și hub de inovare digitală în regiunea de Nord-Est. Avem experiență în a susține exact acest aspect esențial despre care vorbim și astăzi, cum să ne digitalizăm cu succes o organizație fie mai mică, fie mai mare. Care poate nu are suficientă experiență, înțelegere sau, pur și simplu, uite cum suntem în această situație, nu există foarte mult timp de a pregăti uh, foarte cor corect și complet și argumentat uh, o propunere de uh, plan de digitalizare care, într-adevăr, să răspundă nevoilor reale ale organizațiilor dumneavoastră. Și atunci am venit în întâmpinarea acestei nevoi, cel puțin pentru pentru ONG-urile care au și activitate economică, deci care sunt asimilate IMM-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii, noi putem să oferim o parte de servicii suport tocmai pentru digitalizare și inovare, care să vă ajute pe mai departe să implementați cu succes, de fapt, aceste proiecte, ambiții, planuri de digitalizare a activității dumneavoastră. O să vă prezint un pic ce face un hub de inovare digitală și de ce vine și cu servicii și suport pentru digitalizare, nu doar cu o zonă de informații. Și o să vă dau niște exemple de pachete de servicii pe care noi vi le-am putea pune la dispoziție total gratuit sub formă, de, de fapt, de ajutor de stat, de data aceasta, pentru inovare și digitalizare, deci nu se cumulează cu ajutorul de minimis din alte programe de finanțare, tocmai pentru a vă asigura că atunci când sau dacă veți accesa o finanțare pentru digitalizare, cum este aceasta pe care o urmărim cu toții sau alta, veți cheltui banii cu eficiență și veți servisa fix acele nevoi stringente ale organizației dumneavoastră. Cum spuneam, și noi suntem organizați sub forma unui ONG și noi avem membri voluntari, avem activități pe care trebuie să le gestionăm, avem provocări, fie legislative, fie de altă natură pe care trebuie să le luăm în calcul mereu și înțelegem că nu întotdeauna niște soluții standard pe care sunt accesibile pe poate unor organizații cu activitate economică clasică, întreprinderi mai mici sau mai mari, se potrivesc și nevoilor unor ONG-uri. Ce fel de servicii suport poate să ofere Digital Innovation Zone către ONG-urile cu activitate economică? În primul rând, putem să vă ajutăm și ne-am făcut de fapt asta cu succes cu uh, IMM-uri în ultima perioadă și facem în continuare să vă definiți un plan de digitalizare. Fie că este planul de digitalizare uh, pe care îl uh, utilizați acum pentru aplicarea în apel sau de fapt e un plan de digitalizare mai amplu, documentat, care ia în calcul toate nevoile dumneavoastră și care va fi uh, suport pentru uh, alte uh, proiecte. Puteți să-l faceți împreună cu noi, ca și, ca și experți. Uh, multe ONG-uri nu au la dispoziție oameni cu expertiză tehnică. Atunci venim noi ca și hub cu această expertiză, expertul tehnic IT care vă acompaniază pe uh, durata implementării proiectelor. Și mai mult, uh, nu toată lumea are acces la informații. Recunosc că și pentru mine a fost o provocare în ultima săptămână să identific soluții digitale de pe raft, da, gata, făcute, care să fie adaptate, gândite, pe de o parte, pentru nevoile unor organizații non-guvernamentale, pe de altă parte, pentru nevoile specifice ale apelului în sine. Ca să răspund și unei întrebări din, de pe chat, acest apel permite ca cheltuielile cu software-ul să fie cheltuială eligibilă doar dacă vorbim de o licență permanentă, subscripțiile, abonamentele lunare sunt eligibile doar pe perioada de implementare și durabilitate, ceea ce înseamnă că trebuie să faceți un calcul foarte atent a încărcării financiare pe care o puteți susține după perioada de implementare a proiectului, adică după un an și jumătate. Ideal ar fi ca atunci când introducem în acest proiect de digitalizare o, o aplicație, ea să fie sub formă de licență, ca să poată să fie cheltuială eligibilă. Și, din, din păcate, nu sunt foarte multe soluții off-the-shelf gata făcute care să răspundă acestor nevoi. Noi am identificat destul de multe în ecosistemul de furnizori ai, ai hub-ului și o să vă prezint imediat și câteva astfel de exemple de să spunem pachete. Deci, cum ne-am putea digitaliza, cu ce soluții și cam cât ne-ar costa așa la o primă strigare, bineînțeles, depinde foarte mult de anvergura fiecărei organizații non-guvernamentale. Cu ce mai poate veni hub în acest pachet de servicii suport gratuite? Cu traininguri pe bune în domeniul competenților digitale, nu doar acele traininguri obligatorii, care uneori se fac așa cum trebuie, alteori se fac poate pe repede înainte. Cu suport pentru a identifica alte surse de finanțare a proiectelor de digitalizare sau de inovare și, inclusiv acces la rețeaua europeană a hub-urilor de inovare digitală, poate să însemne oportunități multiple de internațional, a proiectelor dumneavoastră. Vă spuneam anterior că noi ca și Hub am dezvoltat un ecosistem de furnizori. Am verificat foarte multe ori pe pielea proprie, cum spuneam că avem și noi nevoi ca și dumneavoastră, dacă anumite soluții fac într-adevăr ceea ce promit, dacă furnizorii sunt de bună calitate, dacă se asigură suport, mentenanță și așa mai departe. Și o parte din aceste soluții digitale, ele pot fi testate de către organizațiile care lucrăm înainte de a le achiziționa. Și, bineînțeles, partea de studii de fezabilitate IT sau raport de audit IT la finalul implementării sunt lucruri care se prind acest uh, potențial pachet de servicii, suport pentru inovare și digitalizare pe care uh, Diz uh, le uh, poate acorda. Vorbim de un apel care este deschis, Denisa, dacă poți să dai la următoarea pagină, care este uh, public, este pe website-ul digital-innovation.zon și este foarte ușor de accesat, cum spuneam, deschis doar către uh, IMM-urile și prin uh, de a definiție, ONG-urile cu activitate economică din regiunea de nord-est. Cumva asta este un sprijin suplimentar pe care l-am putea acorda către dumneavoastră ca ONG-uri, să vă asigurați că aplicați cu succes la un apel sau altul de digitalizare și nu numai că aplicați, dar și reușiți să și implementați cu succes planul, că nu cheltuiți banii fără să vedeți un impact realist. Următorul slide prezintă cine este Digital Innovation Zone, cine e în spatele acestui hub de inovare digitală și vedeți aici de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est până la... Universități de prestigiu din regiune, toți acești experți vor veni sau pot veni în ajutorul anumitor ONG-uri să susțină planurile de digitalizare cu know-how-ul și resursele tehnice specifice. Acum să ajungem la un exemplu mai mai concret. Cum ar arăta de, de fapt un pachet de digitalizare, dacă ar fi ca un ONG uh, prezent aici să își facă lista de cumpărături pentru apelul digitalizarea ONG-urilor prin, prin PNRR. Cum uh, s-a prezentat deja și sunt sigură că știți, există mai multe paliere de valori în funcție de numărul de criterii desi pe care le va accesa la final ONG-ul, Vă spun sincer că e foarte ușor să accesezi cele minim 5 criterii DESI ca să poți să aplici din start pentru suma maximă de 70.000 de euro. chiar dacă nu vinzi pe internet sau nu faci alte operațiuni complicate care poate nu sunt în activitatea de bază a unui ONG. Dar sunt anumite, sunt anumite lucruri care sunt, zicem noi, esențiale și ar trebui să le putem digitaliza. Cum ar fi, cum ar fi procesul de dezvoltare a resurselor educaționale. Și atunci am pus în acest pachet potențial o soluție de Learning Management System. Am găsit mai multe astfel de soluții care se pot oferta și sub o formă de licență. Un preț aproximativ poate fi între 20 și 30 de mii de euro. Licență însemnând că rămâne a dumneavoastră pe toată perioada ei de viață. Uh, un website de prezentare, un uh, cost decent uh, e undeva în jur de câteva mii de euro. Am bugetat aici 3.000 de euro ca să fie un uh, cost acoperitor. Găsiți, bineînțeles, și website-uri de 500 de euro, dar... Uh, Credem că, dacă tot faceți o investiție, noi vă recomandăm să identificați niște furnizori de astfel de servicii care au un portofoliu și care oferă și o calitate ridicată a website-ului. Cum spuneam, licențele software pot fi permanente sau pot fi sub formă de abonament. Atunci când căutăm, de exemplu, o licență de Adobe sau de Microsoft Office sau de Microsoft Project, va fi, veți găsi în principal formula de licență sub formă de abonament. Asta este modelul de business al celor mai mulți provider de software din lume, dar am identificat și avem în portofoliul nostru vendori, revânzători, care pot să ofere licențe permanente pentru mai multe aplicații foarte, foarte utile în, în gestiunea activității oricărei organizații, fie vorbim de gestiune de documente sau creare de conținut sau orice altceva ce ține, are legătură cu prezența digitală a ONG-ului. O platformă CRM sau ERP este iar un element punctat la nivelul criteriilor DESI și recomandăm că o astfel de platformă să fie inclusă în portofoliul de, de achiziții al, al dumneavoastră. Am identificat iarăși în lista de furnizori cu care lucrăm, pe care. I-am validat, i-am verificat, că sunt de încredere, am identificat mai multe astfel de servicii, soluții care există deja. O soluție care există deja poate să coste în jur de 7.000 de euro, o soluție făcută de la zero e mai scumpă pentru că comportă o personalizare, dar dacă activitatea dumneavoastră este complexă, poate să merită să. Identificați un uh, furnizor, un dezvoltator de uh, soluții care să gândească în totalitate pe nevoia dumneavoastră așa ceva. Uh, partea de hosting, găsirea platformei și uh, partea de cursuri pentru, uh, pentru angajați și pentru voluntari poate fi bugetată undeva în jur de 6.000 de euro. Un chatbot cu inteligență artificială integrat în website, care nu numai că vă ajută să faceți punctaj suplimentar, dar chiar vă ajută pe bune să țineți legătura cu cei care vă vizitează website-ul, cu voluntarii, cu donatorii. El poate fi programat în așa fel încât să vă răspundă cu niște informații predictive și repetabile la întrebări frecvente, de exemplu, pe care le primiți de la cei cu care interacționați poate ajunge undeva în jur de 4-5 mii de euro. Și bineînțeles, în zona de hardware, care este o cheltuială obligatorie și pe care iarăși vă recomandăm să o faceți pentru că nu putem să utilizăm tehnologia și fără această componentă, the sky is the limit. Dacă ne uităm la un minim de laptop, desktop, all-in-one, o sursă de energie neîntreruptibilă și o, o soluție de stocare fizică, putem să ajungem la câteva mii de euro uh, direct. Bineînțeles, aici apetitul și posibilitățile sunt uh, sunt multiple. Uh, nu vă recomand să bugetați după prețuri de pe EMAC sau din uh, alte uh, surse foarte... Uh, foarte uh, Diversificate, pentru că de multe ori astfel de cotații se referă doar la cotații care sunt capete de linie, sunt diverse specificații care s-ar putea la momentul în care veți face și implementarea proiectului să nu mai existe în piață și la fel vă recomand să cereți o ofertă argumentată de la un furnizor de astfel de echipamente hardware care știe poate să vă facă și o configurație specifică. Noi ca și ca și Hub putem să vă ajutăm și cu o recomandare de acest tip, de configurații specifice. În total, acest pachet, care, din punctul meu de vedere, este minimal pentru a atinge atât prezența digitală, cât și comunicarea cu uh, donatorii, cu voluntarii, uh, cu restul activităților interne și externe, uh, ajunge undeva la 55.000 de euro, dacă nu se investește foarte, foarte mult în, în hardware. Uh, mai departe, nu uitați că există multe soluții gratuite sau aproape gratuite pentru organizațiile non-profit. Nu știu dacă știți, noi am aflat relativ recent, există acest Google for Non-Profits, și costul efectiv al deținerii unui spațiu de lucru virtual pe Google, care, ceea ce înseamnă și adrese de e-mail profesionale, și uh, stocarea datelor, și meeting-uri cu un număr ridicat de participanți, este de doar 3 dolari pe lună. Și s-aprobă, vă spun eu că am trecut prin asta în fix jumătate de oră dacă uh, faci solicitarea în numele unui ONG versus undeva la 13 dolari un cont Google Business standard pentru o organizație comercială. Bineînțeles, există și soluția de zero gratuit total de la Google Workspace și mai sunt astfel de provideri global care oferă gratuități. Ce vreau să spun aici este faceți-vă încet ușor încetișor și cu mare atenție temele. Nu aruncați neapărat banii pe subscripții care altfel pot fi acoperite din astfel de gratuități și încercați ca bugetul de investiție pentru pentru digitalizare, fie prin acest apel sau prin alte oportunități, să-l direcționați către investiții care rămân cu dumneavoastră, care pot fi amortizabile, cum ar fi licențe, hardware sau nu știu, o prezență online foarte, foarte profesională, ca în exemplul anterior. O platformă CRM, unul dintre exemplele, exemplele date, noi am reușit să. Discutăm cu câțiva provider uh, din uh, ecosistemul nostru și au venit chiar cu soluții customizate pentru ONG-uri, module care să acopere de la partea de facturare, integrare pe factură, stocare în cloud, uh, partea de evidență a clienților potențiale, oferte, contracte, calendar, rapoarte. Știm cu toții că ong le fac foarte, foarte multe raportări peste tot. Pontaj, tipizate, sunt aspecte care pot fi introduse într-un astfel de uh, CRM. O altă ofertă vi le dau fix ca și, ca și exemple. Mergem pe următorul slide. E un pachet digital în care avem pe lângă o platformă de e-learning, avem aceste servicii de formare și creare conținut digital, ca să puteți să vă perfecționați angajații și voluntarii să fie adaptați în, în direcția aceasta, și servicii de hosting, căzduire pe timp de 3 ani. Iarăși este un pachet customizat pentru ONG-uri și un alt pachet și ultimul pe care vi-l prezint, am reușit să negociem pentru cei care vor aplica în acest apel cu o mare organizație care gestionează și programele de formare profesională pentru Transilvania, EMA, Cărturești și alte supercorporații, să ofere un serviciu care altfel era doar sub formă de abonament, să-l ofere sub formă de licență, tocmai pentru a putea fi fezabil pentru, pentru dumneavoastră ca aplicant să fie inclus în aceste pachete. Unde vreau să ajung și aici să încheie prezentarea mea este că vă spun că și pentru noi ca organizații este dificil să facem pe repede înainte un buget argumentat pune-voi clare, pertinente de digitalizare și îmi dau seama că pentru cei care nu s-au gândit foarte mult sau n-au avut o parte de o consiliere pertinentă aici, este și mai greu. E greu să găsești furnizori de soluții adaptate pentru nevoile ONG-urilor și nu atât scrierea proiectului va fi o provocare, ci mai degrabă ulterior ce veți face în partea de implementare și în uh, perioada de sustenabilitate. De aceea vă revin la invitația anterioară. Dacă sunteți un ONG din regiunea Nord-Est și aveți și activitate economică, puteți beneficia adiacent de ceea ce se întâmplă în apelul digitalizare prin PNRR, de servicii suport din partea noastră ca să vă asigurați că uh, veți implementa cu succes planurile dumneavoastră. Atât am avut eu de spus. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Cristina, mulțumesc încă o dată, Carmen. Ce mă încântă foarte tare în urma acestor prezentări este că s-a dat drumul la discuții pe chat, la întrebări mai precis și în calitate de gaz aș vrea să citesc câteva dintre ele, la una desigur că a răspuns Cristina un pic mai devreme, în ordine cronologică, dacă este eligibilă reactualizarea site-ului. Uh, Carmen, vrei să răspunzi tu sau dau eu scurt. Uh... Hai, Carmen. Uh, uh, să uh, da, Denisa. Uh, evident, ghidul prezintă faptul că serviciile de dezvoltare a unui website sunt uh, eligibile, dar cred că și reactualizarea unui site uh, poate fi o cheltuială uh, eligibilă. Uh, eu aș uh, uh, da un răspuns un pic uh, diferit. Și depinde... Da, că în principiu... Depinde cum se face și uh, cerințele, cerințele pentru această reactualizare a site-ului. Evident cum este îmbrăcată cererea de ofertă. 100% da, asta vreau să spun că e foarte important cum justificăm și cum fundamentăm, să spunem, necesitatea respectivă. În mod normal, dacă doar vrem, nu știu, să facem site-ul care acum este albastru, să-l facem roșu, o să primim un răspuns de la finanțator că acest, acest criteriu desi deja a fost atins de către organizația noastră. Dacă vrem de exemplu să dezvoltăm o nouă platformă, da, un portal integrat care să mă ducă și în zona de CRM, să mă ducă și, nu știu, în zona de e-learning, așa. Atunci putem să îmbrăcăm cu totul altfel această, această cheltuială. Bun. Un chatbot uh, integrat, deci există chiar. foarte multe variante în care putem justifica de fapt această cheltuială. Super. Mulțumesc frumos, Carmen. Uh, vă rog să clarificați termenul de depunere pentru ONG-ul cu activitate economică. Recunosc că pe mine m-a închis această întrebare. Dacă poate, doamna Leuștean, să, să dea mai multe detalii? Uh, de ați precizat ceva de 1 iunie, dar cred că acum m-am lămurit. Este vorba de grantul pe care îl oferiți voi, dar cel de digitalizare PNRR rămâne cel de 15 iunie. Am înțeles bine? Mai. 15 mai. 16 mai pentru... 16 mai, zic prostii. Da. Deci, de, de, de PNRR și în ceea ce privește apelul DIS pentru a deveni beneficiar al serviciilor noastre, e foarte important de subliniat că noi nu oferim un grant pentru digitalizare, noi oferim servicii subvenționate, dar de deci cele sunt deja, să zicem, plătite de finanțatorii noștri, respectiv Comisia Europeană și AME Pocidif, pentru ca dumneavoastră să beneficiați de pachete integrate de servicii care să conducă la transformarea digitală a organizației dumneavoastră. Și când mă refer la pachete integrate de servicii, mă refer de la această evaluare a gradului de maturitate digitală, care se va face în puncte diferite ca să vedem și progresul, la explorarea de tehnologii și se pune chiar problema, să zicem, dării în custodie, dacă pot să mă exprim așa, acestor tehnologii pe care beneficiarii noștri să le testeze o perioadă relevantă, să zicem, pentru natura activității. Nu știu, poate un uh, software de contabilitate se testează rapid într-o lună de zile, poate alte software-uri mult mai sofisticate pe bază de inteligență artificială sau pe bază de analize de big data sau, nu știu, pe bază de anumiți senzori, ăștia au nevoie să fie testate poate șase luni sau un an de zile, da? Poate exagerez un an de zile, să șase luni. Și atunci, uh, prin uh, partenerii din consorțiul nostru, mă refer la universitățile tehnice, mă refer la firme de renume din, din sectorul digital, pe care, sigur că Cristina le-a prezentat un pic mai devreme, putem identifica aceste, aceste tehnologii pe care dumneavoastră să le testați sau vă putem redirecționa către alte Digital Innovation Hubs din Uniunea Europeană care să, să găsească soluția potrivită pentru dumneavoastră, urmând ca ulterior să avem atât zona de training pentru utilizarea acestor tehnologii, că na, ok, un software de contabilitate este cât de cât uh, intuitiv, să spunem, de, de folosit, dar uh, poate un uh, pachet de senzori care să-mi transmită anumite date pe care ONG-ul meu să le folosească, nu știu, pentru a oferi servicii medicale, să spunem, sau pentru a uh, realiza anumite aplicații, uh, ăștia au nevoie da, de un training mai specializat, cum îl configurăm, cum îl citim, cum, îl, cum îi facem mentenanța și atunci putem să venim în ajutorul nostru și cu asta. Urmând ca în ultima etapă să vă pregătim pentru atragerea de finanțări uh, ca să achiziționați uh, respectiva tehnologie. Deci, practic, această, această formulare de tip grantul dis, e, e, să zicem, nu, nu e neapărat conformă cu, cu realitatea. Bun. Mulțumesc foarte mult! Licențele de tip subscripție sunt eligibile ca achiziția asta a clarificat Cristina un pic mai devreme, Carmen a suplinit. Um, Bun. Uh, și uh, am mai fost trebuată primim și noi prezentarea? Sigur, putem să, să vorbim cu colegii noștri uh, să facă uh, un forward la prezentarea aceasta. Apoi, avem așa întrebare. Contribuția proprie trebuie să fie în, în contul organizației la semnarea contractului de finanțare sau cum se va, face dovada capacității financiare? Contribuția proprie trebuie blocată? Pe ce perioadă? Uh, trebuie justificată capacitatea financiară a uh, Scuze, Carmen, că ți-am furat pâinea, dacă vrei să deschizi acest subiect. Nu, te rog, Denisa. Ok, bun. Ziceam că la momentul depunerii aplicației trebuie să fie justificată și fundamentată capacitatea financiară. Asta nu înseamnă neapărat că la momentul depunerii trebuie să existe în, în cont, dar trebuie să reiasă cumva din situațiile financiare ale exercițiilor anteriori, anterioare că astfel de cheltuieli, să spunem, o cheltuială de 30.000 de euro este ceva ce poate să fie suportată de, de organizația respectivă. Uh, pentru că dacă până acum am avut, nu știu, cifre de afaceri, nu cifre de afaceri, că nu așa se contabilizează de la uh, ONG-uri, dar, dar până acum am avut rulaj de venituri de, de, euro. Euro, de 500 de euro, cu siguranță uh, nu o să primim finanțare pentru a gestiona 50.000 de euro. Deci asta este uh, uh, ceva ce trebuie pus în acord un pic și cu contabilul fiecarei asociații neguvernamentale. Apoi, nu trebuie blocată contribuția. Mecanismul de plată este de tip cerere de transfer. După ce se face dosarul de achiziție pentru, pentru fiecare item de pe, de pe buget, se transmite către autoritatea de management. Aceasta verifică legalitatea, regularitatea cu procedurile respective ale AME-ului și cu procedurile proprii, dacă este cazul ale organizației neguvernamentale. Și dacă este totul în regulă, atunci atunci uh, uh, face viraj, uh, virajul de 95%, urmând care ca sunt de 5% să-i uh, ordonanțați dumneavoastră. Deci nu, nu trebuie blocată, dar trebuie să uh, aveți cumva un cash flow în minte la momentul la, la, care, depuneți, uh, la care depuneți aplicația. Este eligibilă prelungirea domeniilor site-urilor site pentru evenimentele organizației, nu neapărat pentru site-ul organizației în sine. Uh, o întrebare bună, sincer n-aș ști să o, să o, interpretez acum. În mod normal aș spune că nu, pentru că un eveniment nu reprezintă un beneficiar și cheltuiala este de tip site-ul beneficiarului, dar eventual ne mai putem gândi oare, Carmen, tu cum simți întrebarea asta? Da, nu, nu știu nici ce să spun aici. Este site-ul unui eveniment bine, este, este al beneficiarului, este pentru o modalitate de desfășurare a unui eveniment în format uh, digital. Acum abănuiesc, că, nu știu, un eveniment în care avem și, nu știu, o secțiune de brokeraj online sau nu știu la ce anume se referă site-ul evenimentului, adică dacă are și o secțiune în asta interactivă, depinde ca să-l putem justifica așa cum am vorbit de, apropo de dezvoltarea website-ului în care putem să am putea gândi că ar putea să fie eligibile cheltuielile pentru renoire a unui website și aceasta ar putea fi prelungită dacă este justificat într-un anumit fel. Dar într-adevăr nu, nu pot să spun foarte sigur că da. O prelungire... eu un nu unghi bun asta, dacă e doar un site de prezentare static, nu știu, facem promovare, nu, n-aș nu, spune că nu se încadrează nici măcar în criteriile DESI, pentru că ce, ce interesează da. pe DASI este efectiv prestarea de servicii ale ONG-urilor către populație. Și atunci, dacă e ceva static și nu oferă un anumit tip de serviciu. Exact. Aș da, okay. ar putea fi. Da, da putem. putem da să mai îi dezbatem aici. Dacă ONG-ul are capacitatea și calificarea angajaților astfel încât să susțină scrierea și implementarea proiectului, cheltuielile de servicii de consultanță sunt eligibile, este pusă problema dublei finanțări și dacă se plătesc angajații și dacă se plătesc angajații și consultanță în servicii de management, nu. Uh, nu se pune problema dublei finanțări. Uh, uh, deci dacă ONG-ul are capacitatea și calificarea angajaților să susțină scrierea și implementarea proiectului, nu trebuie neapărat să spună lucrul acesta. Adică poate să-și ia consultanță și dacă există această capacitate, nu trebuie neapărat folosită această capacitate. Deci eu pot să am un angajat care mi-a scris cinci proiecte, dar să-l folosesc pentru, nu știu, o altă sarcină administrativă, să-mi țină contabilitatea, să-mi depună situațiile. Da? Uh, uh, nu, nu înseamnă neapărat că dacă vreunul dintre angajații mei a depus la un moment în timp, în ultimii 21 de ani, vreun proiect, înseamnă că automat nu mai am voie să, să iau cheltuială de consultanță. Da? Deci uh, poate să existe uh, de sine stătătoare această capacitate și să nu fie folosită și atunci să-mi iau, să cheltuială de consultanță și uh, nu este dublă finanțare, sigur că Pentru Cristina Baghiu, despre ce chatbot AI este vorba în prezentarea făcută, a răspuns în în comentarii, dacă vreți cu toții să vedeți chatbotul respectiv și la indicat și pe, pe site-ul consorțului nostru, astfel încât să vorbiți cu el și să vedeți cum răspunde și dacă vă place să intrați în contact cu noi pentru a vă face legătura cu catalogul nostru de furnizări de unde îl puteți achiziționa. Ce sugestii de achiziție aveți pentru cele 10 puncte din grila ETF este valoare tehnico-financiară sub punctul 1.1 referitor la persoanele vulnerabile? La momentul ăsta nu știu pe din afară grila aceasta. Carmen, sau să o proiectez eu? Adică pot să vin eu cu o idee, că vă spun că m-am străduit personal pentru că și noi vrem să aplicăm ca ONG în acest apel și am vrut să vedem dacă este fezabil sau nu. Mm. Pentru a, aceste puncte din, din grilă cred că fezabil ar fi dezvoltarea de cursuri specifice, dedicate, deci clar că vă va trebui și o platformă de cursuri pe care să o includeți în, în achiziție. Dacă vrei să proiectezi, Denisa, să ne mai uităm o dată cu toții la grilă. Da, credeam că o ai tu deschisă și nu. Am nu, nu, mai... nu, 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 nu scuze, nu. Imediat o proiectez, doar că nu eram aici deschisă. Hai să vedem cum am și salvat-o. Din ce am văzut noi acolo, diferențierea între aplicanți, succes versus uh, eșec în acest apel, pentru că va fi un apel cu siguranță cu foarte mulți aplicanți, va fi dată deci, de aceste 10 puncte din grilă referitoare la persoanele vulnerabile și de către experiența în proiecte anterioare. Se punctează experiența în minim pe trei proiecte din ultimii ani. Da. Ce mai puteți spune aici ca și achiziții pentru persoane vulnerabile? Poate o soluție de CRM care să evidențieze serviciile sau voluntarii care lucrează cu astfel de persoane dar gândiți-vă că vorbim de soluții digitale, da, nu vorbim de acțiuni în sine punctul 1.1 se vede da. Că... da, 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 da nivelul de accesibilizare a serviciilor digitale furnizate către persoanele vulnerabile din perspectiva competențelor digitale. De asta am zis că o soluție de Learning Management System, o platformă pe care să dezvoltați și să publicați cursuri, poate fi o soluție fezabilă sau un CRM care să urmărească serviciile oferite. Oferite de către ONG-ul dumneavoastră către astfel de persoane, dacă este fezabil, nu o să vă reinventați serviciile ONG-ului dacă nu aveți asemenea beneficiari în prezent? Eu aș mai adauga aici un uh, pachet, să spunem care e foarte ușor de instalat pe orice site și uh, îl vedeți la majoritatea instituțiilor publice, pentru că ele au în principiu această obligativitate de a asigura uh, accesibilitatea site-urilor către persoanele cu diferite cerințe speciale, deci nu vorbim doar de dizabilități. Uh, și este vorba de acel uh, pachetel care se deschide în stânga, de obicei, cred că l-am văzut și în dreapta, nu sunt sigură, uh, site-ului și care vă permite să creșteți contrastul uh, scrisului versus fundal, astfel încât să iasă mai bine în evidență, să citim da, textul uh, pentru persoanele care au deficiențe de vedere, se poate citi textul pentru uh, stagnarea imaginilor dinamice, să mărească sau să mișoreze fontul, lucruri de genul acesta. Uh, le găsiți pe site-ul Ministerului de Finanțe, găsiți pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României, diverse uh, variante ale acestor roboței, găsiți pe site-ul Bibliotecii Naționale și uh, sunt uh, destul de ieftinuțe, chiar foarte ieftinuțe, aș putea spune. Uh, se pot instala pe, pe orice site, deci sunt compatibile cu absolut orice, pentru că folosesc, de obicei, tehnologia recunoașterii optice a caracterelor și se, se punctează cu, cu siguranță. Ce mai puteți face, de exemplu, este să cumpărați hardware pentru voluntari și pentru angajați, dacă aveți în cadrul voluntarilor și angajațiilor persoanele cu dizabilități sau persoane în da, avem acea cheltuială obligatorie, dar și eligibilă a hardware, și putem, de exemplu, să le oferim anumite tablete sau anumite, nu știu, poate sunt nu știu, mini kindle sau așa care uh, sunt dedicate special pentru anumite dizabilități, da. Uh, poate uh, vorbim de uh, nu știu, dizabilități uh, de vorbire. Ca să completez Denisa, pentru că asta intră în sfera mea, pentru de dizabilități de vorbire sunt uh, da, și tablete și softuri foarte scumpe. Eu lucrând în sfera asta, și, într-adevăr, reprezintă o oportunitate, ele sunt bugetate la peste 5000 de euro, o tabletă cu un soft, de genul acesta. Mulțumesc. Și uh, iarăși uh, revin la ideea pe care, și nu mai am foarte mult timp, așa că o să super scurt. Ideea pe care o spuneam la început că este o oportunitate destul de rară să fie și voluntarii eligibil ca și uh, uh, să zicem destinatarea cheltuielilor, așa că aș profita de lucrul acesta. Bun. Uh, ce presupune noțiunea de instrumente financiare prezentate la litera M din condițiile de eligibilitate? Nu desfășoară și nu vor desfășura pe perioada implementării și proiectului activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare. Când auzim instrumente financiare, ne gândim în principiu la credite. Da? Credite subvenționate de stat, credite garantate de stat, doesn't matter. E, uh, când este credit pur și simplu, nu este instrument financiar, dar când este credit cu, cu implicare de stat, care ar fi, ar fi implicarea respectivă, poate fi plafonarea dobânzii, poate să fie, nu știu, orice altceva, este instrument financiar, deci uh, la asta se referă acolo. Uh, dar vă sfătuiesc să citiți toate acele condiții de eligibilitate că au legătură cu acele domenii uh, de care vă spunea uh, arme, transporturi, tutun, activități obscene, videocet, whatever, sunt, sunt destul de multe și trebuie neapărat respectate și gândite la toate nivelurile de impact ale lor astfel încât să să, să, să rămânem eligibili. Deci foarte bună întrebarea. Cheltuielile cu elaborarea dosarului de finanțare sunt eligibile? Nu mă refer aici la consultanță pentru identificarea soluțiilor tehnice. Poate n-am înțeles ce înseamnă elaborarea dosarului de finanțare. Că de obicei, un consultant face toate aceste părți, adică și planul de digitalizare și bugetul Documentația, și... Documentația, da, efectiv, toate, tot ceea ce înseamnă pachetul necesar aplicării. Dacă este doamna Andronache aici okay, să uh, clarifice oare? Uh, nu. Uh, deci aș spune că da, pentru că un consultant de obicei face și identificarea soluțiilor tehnice și realizarea... Dosarului tăcere de finanțare. Pentru voluntari trebuie să avem încheiate contracte de voluntariat. Legea spune că da, indiferent dacă a accesat sau nu proiecte cu fonduri europene. O întrebare despre punctajul oferit pentru experiența anterioară se punctează doar pentru proiectele accesate prin fonduri europene. Hai să vedem ce scrie la uh, uh, ETF. Oare unde era? Așa, în uh, proiectelor finanțate din surse, din surse atrase, da, deci nu trebuie să fie fonduri europene, trebuie să fie surse atrase, poate să fie inclusiv, uh, nu știu, vă dau un exemplu, acele mini-granturi de la FDSC, dacă le știți, da, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile sau, uh, nu știu, alte uh, pachete de sponsorizare de tip Kaufland, uh, da, acele pachete de... Uh, cum se numesc Carmen, ajutăm, de ah. corporate social responsibility, da? Exact, există foarte mulți donatori, exact, care pot uh, oferi astfel de uh, uh, sume și, bineînțeles, prin care se derulați anumite proiecte. Deci nu trebuie neapărat să fie proiecte din finanțare nerambursabile, clar, de tip uh, fonduri structurale sau uh, alte granturi uh, la Comisia Europeană, pnrr uri nu? Super! Uh, bun. Uh, o altă întrebare de la doamna Leuștean. Cum putem să ne încadrăm în aceste luni de pe mai pentru depunere sau cum îl putem prelungi? Uh, nu putem să-l prelungim, să zicem, de la sine putere. Puteți totuși să uh, faceți petiții către autoritatea de management, da? prin care să le spuneți că termenul este foarte scurt și că a mai fost și suprapunerea cu uh, perioada de sărbători și liberele de întâi mai mini-vacanță, așa, și să solicitați, da, dacă autoritatea de management dorește să solicitați prelungirea termenului, dar, în, să zicem, în mod normal nu este o garanție faptul că faceți această solicitare că se și aprobă. Dar cu cât mai multe cereri, cu atât mai mult crește șansa de a primi această prelungire. Asta uh, să. Am pierdut? Nu, n-am pierdut. Așa, cum putem să ne încadrăm în acest termen? Uh, variantele sunt să lucrați cu un consultant, uh, să vă uitați din nou la înregistrarea acestei, uh, acestui webinar pe, pe, pe YouTube, uh, să vă încercați norocul, nu știu cum să, ce să zic, să vă încadrați în acest termen, să lucrați uh, să vă apucați de acum de lucru, să zicem, și să, să dedicați destul timp pentru asta. Legat de experiența în proiecte, cum se dovedește cu contracte de finanțare, colaborări, sigur, poate să fie o formă uh, foarte bună de, de a dovedi acest lucru. să nu contract... uh, Atenție, în general, nu este suficient doar contractul. Uh, și asta e uh, un lucru pe care lumea îl. Uh, îl trece cu vederea. Pentru că eu, de exemplu, pot să închei contract cu oricare dintre dumneavoastră și apoi să dau bir cu fugiți, da, și să nu-l și respect, să nu-l onorez. De obicei, să zicem, contractul trebuie închis, da, trebuie legat în mod, în mod simetric de procesul verbal de acceptanță sau de, nu știu, declarația la închiderea contractului sau de, de orice altceva, dar orice altă formă că ați și realizat dove obiectul contractului respectiv, dar nu doar v-ați angajat și apoi poate, nu știu, ați intrat într-un litigiu de 5 ani de zile și nu l-ați mai dus la capăt. Trebuie să vedem că ați și dobândit experiența respectivă. Ok. Am făcut un mini maraton prin, prin întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru ele toate. Dacă mai există întrebări, să zicem, din public, pentru că am depășit un pic termenul și aș vrea să clarificăm cât de mult putem. Dacă suntem pe minus la bilanțul precedent, este un impediment, cam este un impediment, pentru că asta înseamnă că nu prea avem capacitate financiară să implementăm și, cum spunea Carmen la începutul prezentării ei, trebuie să avem cele patru tipuri de capacitate, juridică, administrativă, financiară și din punct de vedere a resurselor umane. Deci, ar trebui să, să, să stăm destul de bine pe, pe indicatorii financiari. Bun, dacă mai avem alte întrebări, care este următorul pas? <laughs> Păi, uh, următorul pas este să vă apucați practic de scris proiectelul uh, și uh, de asemenea să realizați evaluările de, uh, de maturitate tehnologică pe site-ul nostru și să depuneți expresia de interes dacă vă interesează să deveniți beneficiar al, al uh, serviciilor uh, DIS. Uh, cum spuneam mai devreme Uh, serviciile DIS nu sunt sub formă de grant, dar uh, ele vă permit dumneavoastră să dobândiți niște uh, competențe și niște cunoștințe care vă vor permite să accesați uh, cam orice formă de finanțare va fi disponibilă în viitor. Deci nu ne, nu ne oprim doar la acest apel pentru, pentru ONG-uri, care desigur că are termenul acesta scurt de care tot vorbeam puțin mai devreme, ci noi, în DIS, țintim cumva pe termen lung și chiar foarte lung, aș putea spune, și vrem să creștem capacitatea beneficiarilor noștri din regiunea nord-est de a-și identifica finanțări și de a-și realiza plan Planul de digitalizare pe termen lung. Uh, sper că am răspuns acestor întrebări. Nu știu, Carmen, Cristina, dacă vreți voi să mai adăugați ceva. După cum menționai și tu, Denisa, evident, așteptăm uh, organizațiile guvernamentale cu activitatea economică, având în vedere că acesta este specificul uh, uh, serviciilor pe care le putem oferi prin DIS. Așteptăm să se, uh, se aplice la apelul nostru până la 1 iunie și să realizeze acele deturi. Așa cum menționai și tu, sunt foarte multe alte posibilități, uh, chiar dacă acesta este un apel, evident, uh, poate nefericit, să spunem așa, lansat într-o perioadă de sărbători și cu un termen de aplicare foarte, foarte scurt. Poate se va prelungi, nu știm lucrul acesta, dar oricum există alte posibilități de obținere de finanțare, inclusiv pentru implementarea de um, aceste tipuri de um, soluții digitale care ajută organizațiile neguvernamentale, inclusiv în proiecte um, de tip Horizon, deci proiecte și granturi directe la Comisia Europeană, iar noi prin DIS putem uh, sprijini acest proces de accesare și acestor tipuri de, de finanțare, pe lângă celelalte servicii pe care le-a prezentat uh, Cristina. Cam atât și din partea mea, și mult succes celor care, evident, doresc că și încerce uh, forțele la acest uh, apel. Și, cum menționam, noi suntem aici pentru tot uh, restul suportului. Și da. vă doresc mult succes. Țineți cont că vor fi probabil undeva la 200 de aplicanți, de uh, beneficiari din câteva mii de aplicanți. Uh, de asta nu vă puneți toate ouăle într-o singură. <laughs> într-un singur coș și vă încurajăm să stați cât mai aproape de și alte oportunități de digitalizare, precum ceea ce am prezentat aici. Mulțumesc foarte mult încă o dată tuturor, mulțumesc colegelor pentru, pentru sprijin, mulțumesc celor peste 50 de participanți la un moment dat, cred că eram 55 la acest webinar. Suntem încântați că am putut să venim în sprijinul dumneavoastră cu aceste clarificări și vă așteptăm alături de noi pentru a explora cum spuneam, pe, pe termen lung, direcțiile de digitalizare și de atragerea finanțărilor, astfel încât să ne creștem capacitatea și să ne creștem eficiența în toate activitățile pe care le, le desfășurăm. Ne vedem cu mult drag la sesiuni viitoare ale acestor discuții despre finanțări. Vă așteptăm alături de noi în continuare și să nu uitați să ne urmăriți și pe social media, pentru că acolo. Postăm cel mai des uh, uh, despre activitățile pe care le, le facem, și despre beneficiarii noștri, și despre furnizorii noștri, despre tehnologie. O zi ușoară tuturor și să aveți mult succes la depunere!